gata, s-a terminat. Acum mergem la tobogan. Hai să mergem. Copiii s-au urcat în vârful la acest topogan gonflabil și li s-a făcut frică și nu mai vor să coboare. Așa că mai trebuie să plătim un bilet să se urce mami după ei. Hai, du-te și albă, fă-i. Gata, bravo! Mai vrei? Nu, nu! Mersi frumos! Ți-a fost frică! Am ajuns acasă din Orășelul Copiilor. A fost o experiență interesantă din care am învățat ceva. Copiii s-au entuziasmat foarte tare la acele topogane gonflabile.
și s-au aruncat din prima la cel mai mare, la cel mai înalt. Și-au urcat cu spor sus. Da, ce viteză, mai ales Melissa a băgat o viteză, a urcat. Și când a ajuns în vârf, s-a speriat. Și bineînțeles că și lui Daniel i-a fost frică, a urcat și Felix, i-a fost și lui Felix frică. Și când i-am fost așa speriat, am zis că na, ce să fac, mă duc și eu să îi salvez, urc după ei. Că așa fac mamele, nici nu se gândesc dacă sunt în stare să duc ca berbecii înainte. Și m-am urcat și într-adevăr mi-a fost și mie frică după ce am ajuns acolo sus. Dar cu toată frica și așa, bine, chestia e că oricum, nu știu, mușamaua aia sau din ce sunt chestiile alea, era foarte, foarte încinsă toată mușamaua aia, deci era fierbinte, te ardea și mai ales vara pe piele și așa, o experiență foarte neplăcută. Până la urmă l-am luat prima dată pe Felix și mi-am făcut curaj să cobor, dar la prima coborâre m-am și julit, de fapt e un fel de arsură, că practic aia oricum era încinsă și mi s-a mai și frecat cotul de mușamaua aia, nu știu din ce material e, dar în orice caz. Și s-a simțit și încă mă ustră, așa ca și cum ar fi o arsură. Da, ce să facem? Trebuia să îi coborâm și pe celălalt doi, dar până la urmă a venit un băiat care s-a urcat de două ori, odată după Melissa și odată după Daniel, și i-a ajutat să se dea jos. Și după aia s-au mutat de pe topoganul la mare, s-au mutat pe ăla mic, dar și ăla era destul de mare și oricum era fierbinte și până la urmă și-au dat seama că de fapt nici nu vor, că nu e pentru ei, și mă bucur că s-au convins, că dacă le-am zis noi că nu e ok, nu e ok, nu ne-ar fi crezut, pentru că na, așa sunt copiii. Cred că vrei să le răpești o distracție. Și ca să mai spun că a trebuit să am plătit pentru toți trei și mai am plătit și pentru mine ca să mă urc după ei. Adică și mai era tot așa o jucărioară, unde? A, la caruselul ăla cu căluți, de prima dată, unde stătea Felix pe un leu sau pe ceva de genul ăsta. Na, copiii mai mari s-ar fi dat fără probleme, dar pentru Felix mi-era teamă să nu cadă și am zis, na, să stau lângă el, să-l țin. Bineînțeles că și acolo trebuie să plătesc și pentru mine, deși eu nu aveam nicio bucurie să mă dau și chiar de la învârteala aia așa simțeam că mi se face rău, mai ales că abia mâncasem. Dar cum să spun, mi se pare că se profită puțin pe chestia asta, dar în schimb ne-am mai dat chiar spre ieșire, ne-am mai urcat, Felix era în ceva mașinuță, Melissa pe căluț și Daniel mai știu pe ce era. Acolo nu a mai trebuit să plătesc și eu, chiar doamna de acolo mi-a spus și mi se părea că Felix stă destul de bine în mașinuță, trenuleț, autobuz, nu știu ce era, se părea că stă destul de bine acolo, fix, în siguranță. Dar a spus doamna totuși să stau lângă el și am stat lângă el și nu a trebuit să plătesc. Na, în fine, peripeții, și acum mă ustură cotul. Dar, na, mă bucur că au văzut și copiii că nu e chiar așa. Așa de jos nu pare mare lucru. Dar când ești acolo sus, e destul de complicat, pentru că Melissa când era sus și spunea, a, mi-e frică, mami, mi-e frică, tot îi spunea, da, hai, că n-are ce să ți se întâmple, că e moale, că nu poți să te lovești, că nu e chiar așa. Când ești acolo în vârf, că și eu după ce m-am urcat acolo, îmi spuneau fetele de rău, că haideți, că nu trebuie să vă fie frică. Zic, știu că nu trebuie să fie frică, zic, dar tot mi-e frică. Dar bine, na, până la urmă, eu mi-am făcut curaj, am coborât, dar nu e de recomandat pentru copilași. Bine, ei, dacă mai țineți minte, când am fost la Slănic Moldova, s-au dat pe ceva asemănător, doar că era de dimensiuni mult mai mici și era la umbră, nu era încins ăla, nu știu ce era. Ăla era un castel, ceva. Dar tot cam pe aceeași chestie, că pe o parte se urcau și pe cealaltă parte alunecau. Dar nu era așa de încins, nu era atât de periculos, să spunem.
Da, în fine, asta este experiența. Copiii au dormit puțin în mașină, să vedem dacă vor să mai moțăie puțin. Că mie, sincer, mi-a ajuns așa, adică m-am ajuns oboseala și cu căldură și cu alergătură și cu toate cele. A, și spre sfârșit, spre ieșire, am cumpărat o înghețată. Mi-a dat așa într-un pahar multă înghețată, deci foarte multă, dar nu era bună deloc. Melissa și Daniel au gustat-o, dar au spus că nu le place, într-adevăr nu prea avea niciun gust, deci era dulce și rece, atât, dar în rest nu avea niciun gust și nu ne-a plăcut. Florin a mâncat și el așa două guri, dar nu, n-a fost bună deloc. Da, per total așa a fost o zi drăguță.